Marius Stoica este noul viceprimar al municipiului Orșova. A fost ales să ocupe această funcție în cadrul unei ședințe de Consiliu Local, în urma căreia s-a luat act de revocare din funcție a fostului viceprimar Constantin Negulescu. Stoica a fost ales pe listele Partidului Poporului Dan Diaconescu, iar recent s-a înscris în PSD. 10 consilieri din totalul de 14 au considerat că tânărul politician este cel mai potrivit să devină viceprimar. Îl felicit pe noul viceprimar, domnul Stoica Marius. Este un tânăr, îl cunosc de foarte mult timp, chiar am fost și colegi. Mulțumesc. Este un om devotat și sper ca la primărie să facă o treabă bună. În al doilea rând, vreau să vă zic că cu formarea noii majorități în Consiliul Local am reușit să deblocăm Consiliul. Este un fapt foarte bun. În primul rând ne-a oprit și lumea pe stradă să ne spună, să ne felicite pentru această decizie. Și în al doilea rând vrem să ducem toate proiectele promise în 2012 la bun sfârșit împreună cu cei de la PSD și împreună cu domnul viceprimar. Proaspătul viceprimar le-a mulțumit tuturor consilierilor care au avut încredere în capacitățile sale. Țin să mulțumesc și să felicit pe domnul președinte Bogdan Luică pentru inițiativa care a avut-o de a dori deblocarea Consiliul Local. Vreau să mulțumesc în special consilierilor Partidului Liberal Reformator, în special domnului consilier Neghină și domnului consilier Basarabă, pentru că au realizat că în această perioadă Consiliul Local are nevoie de liniște și de climat bun pentru a duce la îndeplinire proiecte care sunt în interesul cetățenilor. Vreau să subliniez faptul că fără sprijinul clar și concret al colegilor noștri din PLR, nu puteam debloca în niciun fel această situație. Odată cu schimbările survenite în Consiliul Local, proiectele promise orșovenilor se doresc a fi continuate. Unul dintre acestea se referă la deschiderea pieții 1800 în aproximativ 2 săptămâni. Sunt multe lucruri pentru care îl vor sprijini și pe care contăm ca domnul viceprimar să le rezolve, alături de primarul Ion Manea, bineînțeles, și pentru noi consilierii îl vor sprijini. Unul din ele este a reuși să finalizăm îndepărtăm toți factorii care au produs întârzierea intrării comercianților în piață. Un alt proiect pe care majoritatea din Consiliul Local Orșova promite că îl va duce la bun sfârșit este alimentarea cu apă și canalizare în cartierul Poiana Stelei.